În Episcopia Maramureșului și Sătmarului a început astăzi sesiunea de toamnă a conferințelor preoțești. Primii clerici care s-au întrunit în ședință de lucru au fost cei din protopopiatele Satu Mare și Oaș. În contextul anului comemorativ al celor adormiți în Domnul, în cele opt protopopiate din cuprinsul eparhiei, preoții îl vor comemora pe arhiepiscopul Justinian Chira la împlinirea unui secol de la nașterea sa. Preoții din protopopiatele Satu Mare și Oaș au participat de dimineață la Sfânta Liturghie, oficiată de preasfințitul părinte Timotei Sătmăreanul, arhierovicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, în Catedrala Adormirea Maicii Domnului din Satu Mare. Împreună cu cei prezenți s-a rugat și preasfințitul părinte episcop Iustin. După slujbă, conferința preoțească a început cu un moment de rugăciune pentru sufletul arhiepiscopului Iustinian Chira, care a trecut la Domnul în urmă cu cinci ani. În cadrul conferinței preoțești, preasfințitul Părinte Iustin a amintit de proiectul eparhial dedicat anului comemorativ al celor adormiți în Domnul. De asemenea, în această eparhie este organizat un concurs de fotografie prin care vor fi evidențiate cele mai frumoase cimitire parohiale. În episcopia noastră am promovat pe parcursul întregului an un proiect și anume nicio comunitate parohială fără capelă mortoară. Este o necesitate pastorală acest lucru și cu atât mai mult cu cât suntem în anul celor adormiți întru Domnul. Iar în ultimele zile, pe pagina noastră oficială a episcopiei am promovat concursul care va fi urmat de evidențierea și premierea cu diferite distincții și diplome a celor mai îngrijite și frumoase cimitire din Episcopia Maramureșului și Sădmarului. Conferința dedicată Arhiepiscopului Justinian Chira a fost susținută în continuare de Părintele Vasile Augustin, vicar parhial. De numele Vlădicului Justinian se leagă toate realizările Episcopiei noastre. Mai întâi, pe linia administrativă, am putut, de exemplu, de la patru mănăstiri câte au fost în 1990, să ajungem la sfârșitul vieții sale la 30 de mănăstiri și 10 schituri de la 300 de parohii cât au existat la înființarea episcopiei, când a închis ochii în episcopia noastră erau 450 de parohii. De la 330 de preoți am ajuns la 575 de clerici, monahi, diacon, preoți și personal de conducere administrativă. Cred că a închis ochii liniștit pentru că realizarea lui de suflet s-a numit Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare. Ne bucurăm că a fost fixată această temă ca să ne mai amintim de blândul nostru păstor care a promis că nu ne va părăsi și că va sta la poarta raiului să ne aștepte pe toți pe rând ca să ne ajute să trecem în lumea veșniciei. Următoarea conferință la care vor participa preoții din protopopiatele Baia Mare, Lăpuș și Chioar va avea loc mâine la Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare.